Ieri la Casa Bai din Sein, artistul plastic Ioana Olandra Cadar a primit titlul de cetățean de onoare al orașului. De asemenea, a avut loc și vernisajul expoziției sale, intitulată Drumul meu spre zâmbet și culoare. Permiteți-mi să vă ofer acest titlu. Îl ofer cu mare bucurie, cu multă onoare și este un titlu îndreptățit care încununează o parte din activitatea domniei noastre. Doamna profesor Ioana Gabriela Olandra Cadar este un om absolut desăvârșit. În acest moment este inspector la Inspectoratul Școlar Județean. Este profesor ca și pregătire profesională. Este un om absolut deosebit. Este scriitoare, poetă. Ați văzut că și astăzi la această expoziție de pictură ne-a uimit prin cu câtă culoare și cu câtă pricepere a făcut atâtea și atâtea lucrări care sunt absolut superbe și minunate. Este primul meu vernisaj și sunt extrem de onorată că acest vernisaj este găsuit în Casa Bai. Casa Bai, un monument de clasă A, având o onoare deosebită de a da culoare și viață acestei clădiri. Sunt 119 lucrări pe care cu timiditate și cu multă dragoste am încercat să dau culoare pânzei. O parte din lucrările artistei au fost donate Casei Bai și ele vor rămâne în continuare expuse pentru a înfrumuseța spațiile centrului multicultural. De astăzi Casa Bai este mai bogată, deoarece doamna Ioana Olandra Cadar, care astăzi a devenit cetățean de onoare al orașului Sein, ne-a donat peste 20 de picturi care vor rămâne aici și vor da valoare și culoare Casei Bai. Expoziția Drumul meu spre zâmbet și culoare va rămâne pe Simeze timp de 2 săptămâni, iar toți iubitorii de cultură sunt invitați să vină să o viziteze.